La anul și la mulți ani, la toată lumea. Nu știu ce să mai zic în video ăsta, vă las pe voi să vă uitați și apoi să vă dați cu părerea dacă vreți, dacă nu. Poate măcar să zâmbiți pentru câteva secunde la care vine să zâmbească, la care nu, să aveți poftă la bârfă. Înainte să dau play, numai atâta vreau să zic, deși am zis că nu zic prea multe, dar are chiar e nevoie de așa râvnă din asta, nu știu, mă gândesc și eu, acum știu că suntem diferiți, nu? Cultură, gândire, analiză, interpretare, bla, bla, bla. Dar chiar în halul ăsta, nu știu, vă las pe voi. Eu îmi pun fermoar pe nas și tac. Haideți ca să dau play, e doar o jumătate de minut. Și pe calea asta îi mulțumesc și persoanei care mi-au trimis video. Să trăiți, doamnă preoteasă! Dar uitați-vă ce râd alea din spate. Imediat se vede cum e acum râd. Uitați-vă imediat. Acum, uitați cum se râde cu baticul la roșu. Nu se poate râde. În fine. Voi să spuneți dacă e nevoie de râvna asta. N-am prea înțeles ce-o zis, nici nu știu dacă pot ruga pe cineva să-mi traducă. Mai de mult știu că am rugat pe cineva să-mi traducă din germană, dar acum numai Hristos știe pe ce limbă mai vorbi și ăsta. Dar sigur nu o străga pe Sfânta Parascheva, nici pe Maica Grațiela, nici pe Filadelfia. Nu știu ce incantații s-o practica pe acolo. Dar mă rog, la revedere, am impresia că mi s-o exorciza și telefonul.